Da, vă salut, prieteni, și bine ați venit la emisiunea pe care ați cerut-o foarte, foarte, foarte mult. Ați cerut-o foarte mult și dacă ați cerut-o, normal că noi ne-am conformat, pentru că noi suntem aici ca să vă slujim pe dumneavoastră, suporterii Stelei, care astăzi au un motiv de bucurie foarte bine întemeiat. Steaua București a promovat în Liga a treia după 3 sezoane grele, după foarte mulți nervi, foarte mult chin. Steaua București a promovat în Liga a treia. Și aș vrea să încep emisiunea prin a vă întreba dacă se aude. Văd că îmi scrieți aici Forța Steaua, salutare, salutare. Nu știu însă dacă mă auziți. Mi-ar prinde bine această informație ca să știu și eu dacă îți merg mai departe, pentru că astăzi am fost dezamăgit de încercarea de a pune jingle-ul nostru. Nu știu de ce nu a mers. Ecranul a fost pur și simplu negru. Bun, oamenii spun că se aude. Încă o dată îmi cer scuze, nu cred că o să pot să vă citesc pe toți care sunteți aici prezenți, însă o să încerc totuși. Îi salut pe Robert Cârciu, Alin Adrian Busuioc, Emi Mușetoiu, sau Mușețoiu, îmi cer scuze dacă te-am botezat, Sorin Mihai, Marius Mărzan, Cristi Creța, Marius Sandu, Liviu Udrescu, Ionica Ionuț, Alex Bioliteanu, Iulian Negoiță, mulți oameni, Marius Daniel, Cătălin Danciu, Alex Tofan, Iulian Negoiță, l-am citit. Și deja cred că vă repetați. Nu, îl văd și pe Lucian Fătu, îl salut și pe el, Alex Bratu, da, bun. Vă salut pe voi, prietenii, salut și pe ceilalți care vor intra de acum înainte. Îi salut și pe cei care poate că sunt prezenți aici, dar doar ascultă, nu au scris nimic. Da, astăzi este o zi fericită pentru noi. A fost o zi lungă, nu știu despre voi, dar pentru mine a fost o zi foarte lungă, foarte obositoare, care m-a solicitat foarte mult. Am avut foarte multe drumuri de făcut, foarte mult de muncă, însă totul s-a terminat cu bine în cele din urmă, pentru că ați văzut și voi, Steaua a făcut un foarte bun meci cu Bărăganu Ciulnița, mai ales în prima repriză. În a doua repriză nu a mai contat, băieții s-au mișcat foarte bine și și-au asigurat promovarea, așa că au stat liniștiți și au văzut de ale lor. Și foarte bine că și-au văzut de ale lor, nu aveam nevoie de accidentări sau, Doamne ferește, altceva. Chiar cu cât 24 de zile înainte de începerea noului sezon de Liga 3. Aș vrea însă să spun că nu cred că ar trebui să sărbătorim foarte, foarte tare această realizare, pentru că totuși, în comparație cu alte realizări de ale Stelei, promovarea în Liga a treia este ceva minuscul. Trebuie să fim bucuroși, cum am mai spus acest lucru, trebuie să fim bucuroși, să ne bucurăm că am scăpat de mizeria asta de Liga a patra, că am scăpat de mizeria de AMFB, dar să fim mai reținuți. Totuși venim după 2 ani în care am ratat obiectivul. N-ar trebui să facem așadar un foarte mare caz din promovarea în Liga a treia. Până la urmă, acest lucru ar fi trebuit făcut acum 2 sezoane. Că s-a făcut acum, nu ar trebui să ne bucure, ci ar trebui să ne enerveze. De ce spun asta? Pentru că uitați că
băieții din acest an, băieții lui Daniel Opriță, au demonstrat că se poate. Deci nu a fost chiar atât de dificil, nu a fost chiar atât de greu, a fost chiar ușor. Daniel Opriță a venit și a făcut o echipă solidă, de jucători experimentați și a promovat. Să fi făcut acest lucru în primul sezon, nu știu ce să zic, nu vreau să spun că am fi promovat, pentru că în primul sezon nu a fost neapărat vina echipei că nu a promovat. În primul sezon a fost și vina mizeriei numită FCR. FCR, atenție, nu Rapid. Și nici Academia Rapid nu vreau să le spun, o să le spun FCR, pentru că ați văzut că este o echipă de impostori, această FCR. Dar cum și-a luat partidul mâna de pe ei, cum și-a luat Tătuca Dragnea mâna de pe ei, s-au dus băieții, au pierdut și promovarea în Liga 1, și marca, și numele, și tot. Oricum nu contează. Însă, să revin la ideea de la care am început. Dacă aveam o astfel de echipă în primul sezon, poate că am fi promovat atunci. Dacă am fi ajuns în Liga 3 în primul sezon, în Liga 2 în al doilea sezon, acum poate că eram în Liga 1, prieteni. Acum poate că la sfârșitul acestui meci, bine, nu neapărat la sfârșitul acestui meci, dar în această perioadă poate că ne-am fi pregătit să promovăm în Liga 1. Și cred că realizarea aceasta de astăzi a băieților lui Daniel Opriță ar trebui să ne pună pe gânduri și mai mult. Pentru că am pierdut două sezoane în Liga a patra. Nu ne permitem să pierdem niciun sezon în Liga a treia și nici chiar în Liga a doua. Cred că precedenții 2 ani ar trebui să fie un exemplu și cred că ar trebui să facem de acum înainte tot posibilul pentru a evita ce am pățit în cei 2 ani. Eu vreau să pun și pe seama faptului că Steaua a uitat ce înseamnă fotbalul românesc. De asta a promovat atât de greu în Liga a treia, pentru că a uitat ce înseamnă fotbalul românesc. Am văzut că unii oameni aici s-au grăbit, Lucian Fătu am văzut, a zis ambii ani, vina lui Lăcătuș. Știu ce ziceți, că nu e chiar așa, însă pentru mine nu e altfel, zice Lucian Fătu, și are dreptate, a fost vina lui Lăcătuș, dar nu numai vina lui Lăcătuș. Și știți de ce a fost, n-a fost numai vina lui Lăcătuș? Pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, în primul an, Lăcătuș a făcut o echipă bună, tânără, dar care a fost furată în ultimul hal. Și acea echipă a fost furată în ultimul hal fix pentru că noi, Steaua, am uitat ce înseamnă fotbalul românesc. Fotbalul românesc nu înseamnă sport. Fotbalul românesc înseamnă și blaturi, înseamnă și aranjamente, înseamnă și șmecherii. Acesta este fotbalul românesc. Noi ar fi trebuit să știm de la început acest lucru. Noi ar fi trebuit să ne protejăm încă din primul sezon, dar nu am făcut acest lucru. Am lăsat de la noi, iar FCR-ul și-a bătut joc de noi. A profitat. FCR a profitat de neatenția noastră și și-a bătut joc de noi. E atât de simplu. În al doilea sezon a fost la fel, prieteni. Știu, o să spună lumea, stai, că în al doilea sezon nu ne-a furat nimeni. Nu aș merge, nu aș fi chiar așa de sigur. În al doilea sezon este destul de clar că s-a întâmplat ceva necurat la un moment dat. Dar și haideți să nu mergem, să nu presupunem neapărat că a fost ceva necurat la meciul cu Carmen. Dar să spunem că am pierdut pe merit acel meci cu Carmen și am pierdut pe merit și promovarea. Gândiți-vă așa, noi am mai discutat acest aspect. Steaua a jucat în sezonul trecut 30 de meciuri sau cât au fost și a terminat pe primul loc. După 30 de meciuri ar fi trebuit să fie clar
cine merită să meargă în Liga 3. Însă, ce s-a întâmplat? A intervenit AMFB și AMFB a spus că 30 de meciuri nu sunt destule. AMFB a zis că mai trebuie trecut printr-un play-off. În acel play-off noi am pierdut o grămadă de puncte, ajungând la un singur punct diferență de Carmen București. De acolo, atât a fost nevoie Carmen să ne bată. Și ne-a bătut. Ne-a bătut. Se întâmplă. Hai să zicem că nu a fost nimic necurat din partea noastră la acel meci. Da? Știu că sunt mulți care au spus că a fost blat din jucătorii noștri sau unii dintre jucătorii noștri au fost blat. Haideți să ignorăm acest aspect. Tot nu-i normal ca un întreg sezon să depindă de un singur joc. Pentru că exact asta s-a întâmplat. AMFB prin lansarea acelui play-off în care s-au tăiat punctele și s-a făcut diferență de doar un punct între locul 1 și locul 2, a făcut ca tot campionatul să stea într-un singur meci. N-a fost normal, n-a fost corect, dar noi nu am avut o persoană care să reprezinte Steaua la AMFB și care să apere interesele Stelei. Așa cum noi nu am avut în toți acești ani nici o persoană care să apere interesele Stelei la FRF. Din păcate, Florin Talpan, când s-a dus și când a încercat să facă ceva la FRF sau la AMFB, ați văzut ce s-a întâmplat, de fiecare dată și-a luat-o chiar de la oamenii noștri din club. Și a venit, cel mai bun exemplu este ultimul, da, cel al lui Mădălin Hâncu, au venit indivizii și au spus în mod oficial, Florin Talpan nu reprezintă clubul Steaua, nu vorbește în numele Stelei. Așa ceva, nu știu voi ce credeți, mie mi se pare în totalitate inacceptabil. Cum adică să spui că fix colonelul de justiție, fix reprezentantul legal nu vorbește în numele tău? Păi dacă ăla nu vorbește în numele tău, atunci cine vorbește în numele tău? Și pe bune, cine vorbește în numele Stelei? Pentru că până la Iulian Miu nu a vorbit nimeni în numele Stelei. Nimeni. Nu l-am văzut nici pe Cristian Petrea, nici pe Big Simocanu, nici pe Cârlan. Pe nimeni nu am văzut să vorbească în numele Stelei și să vină în apărarea Stelei. Mă refer aici, bineînțeles, la mini-scandalurile astea care apar prin presă și pe la TV. Dar poate că ar trebui să discutăm și despre scandalurile acestea imense. Da? Despre problemele imense pe care le are Steaua în justiție. Că trebuie să se ducă și să acționeze în judecată acest club infect numit Fotbal Club FCSB ca să-și apere identitatea. Dar nimeni n-a mers să apere Steaua. Nimeni nu a ieșit să spună, cum a spus Iulian Miu, aici e Steaua. A fost nevoie să vină sezonul 2019-2020 și Iulian Miu la Steaua ca să avem o voce puternică care să spună, aici e Steaua. Aici e Steaua. Evident și eu mă bucur după promovarea de astăzi. Vă spun foarte sincer, am avut o zi foarte grea, foarte grea. Dacă Steaua ar fi pierdut astăzi, aș fi intrat cu siguranță în depresie. Aș fi fost foarte nervos. M-am bucurat foarte mult că am bătut. M-am bucurat foarte mult că am bătut în stilul echipei, da? În stilul de acest an al echipei. Au jucat frumos în prima repriză. Mi-a plăcut. Șuturi de la distanță, astea sunt favoritele mele. Mi-a plăcut mult. Asta vreau să văd și în Liga a treia. Combinații, jocuri pe flancuri, jocuri direct pe poartă, șuturi de la distanță, lovituri libere, așa de frumos executate și de Neagoe și de Băjenar. De Băjenarul mai ales, incredibil cât de bine a dat acel șut. Am o poză aici, o să fie încărcată în curând pe ecran. Incredibil ce bine, cu câtă lejeritate a executat Băjenarul. Se vede că omul are calitate.
a stat lângă minge, nu și-a luat un avânt foarte mare, pur și simplu a executat așa, ca în vacanță, da? Ca la un meci în curtea școlii și s-a dus mingea fix în vincul. Fabulos gol. Excepțional gol. M-am bucurat foarte mult. M-am bucurat foarte mult să-i văd pe jucătorii ăștia cum vor să rezolve ecuația asta chiar în primele minute. Și asta au și făcut. În minutul 15 noi aveam 1-0, în minutul 21 aveam deja 2-0 și a fost acolo gata meciul. Dacă se termina 2-0 nu era absolut nicio problemă. Că băieții au mers mai departe și au mai dat încă 4 goluri, a fost perfect. Și eu merg până acolo încât să spun că Enceanu putea să rateze. Eu în locul lui ratam. Am înțeles că a fost ziua lui și că a vrut să marcheze de ziua lui, e de înțeles. Dar eu dacă eram în locul lui, nu știu, ori încercam să dau o execuție din asta așa mai spectaculoasă, ori ratam. Așa, pentru că nu mai aveam nevoie de penalti. Sincer să fiu, nu știu dacă a fost penalti la ele. Nu m-am lămurit uitând, m-am uitat de câteva ori la asta, nu mi-am dat seama. Dar la 5-0 deja te uiți altfel la un penalti, știi? Nu mai contează dacă s-a dat, dacă nu s-a dat, dacă a fost, dacă n-a fost. Aveam 5-0 pe tabelă, era minutul 75, multă sănătate nu mai conta pentru că nu se mai putea întâmpla nimica. Steaua a promovat, asta este tot ce contează, Steaua a promovat și o să joace în Liga a treia peste 24 de zile. Aștept cu nerăbdare să văd jucătorii noi pe care o să-i aducă Oprița. Deja știm câțiva, Wallace, de exemplu, va semna cu Steaua. Bogdan Chipirliu va semna cu Steaua. Alt fundaș, Beța, Dean, va semna și el cu Steaua. Dar totuși nu cred că e destul. Nu cred că trei jucători vor fi destul. Într-adevăr, avem o bancă de rezerve destul de sănătoasă cu Vali Nicolae, cu Cosmin Mihai, jucători care mie îmi plac, jucători de încredere, care eu cred că pot să ajute foarte mult în Liga a treia și pot să și rezolve o calificare. O calificare, îmi cer scuze, o promovare, o nouă promovare în Liga a doua. Însă nu aș vrea să ne complacem, n-aș vrea să ne mulțumim cu puțin, eu aș vrea ca de pe acum oamenii noștri să tragă tare și să vedem transferuri făcute, planuri făcute, poate un cantonament serios la iarnă n-ar strica acest lucru, poate că ar trebui la iarnă, dacă tot nu am făcut un cantonament în această vară, nu știu cum stă clubul cu finanțele, poate că ar trebui la iarnă să facă un cantonament mai sănătos în afara țării. Cine știe cum credei, nu mă impun, eu nu încerc eu să mă impun acum sau să dau sfaturi, că nu mă pricep, dar dacă se poate, de ce nu? Să încercăm să fim cât mai bine pregătiți, să încercăm să avem cât mai multe aturi față de concurență, da? Nu am căutat încă echipele pe care, numele echipelor pe care o să le întâlnim la anul, dar nici nu cred că sunt încă rezolvate grupele Ligii 3. Cred că ele vor fi fixate doar în zilele următoare de către FRF. Atunci o să aflăm mai multe și despre echipele cu care vom juca. Sunt șanse mari să întâlnim Progresul Spartac, care este o echipă solidă. Asta dacă nu cumva a promovat, că nici nu știu, ca să fiu sincer, s-ar putea să fi promovat. N-am fost atent că în acest sezon la Liga a treia, s-ar putea să fi promovat sub Progresul Spartac, dar dacă nu, asta este. O să întâlnim, o să fie greu. Nu o să fie în niciun caz ușor. Liga a treia o să fie un șoc pentru jucătorii lui Oprița. Eu îi asigur de pe acum de acest lucru. Pentru că ei în acest an s-au obișnuit cu fotbaliști care în timpul liber practică fotbal și în timpul săptămânii, în timpul programului de muncă, merg la muncă. Nu avem astfel de fotbaliști în Liga a treia. Acolo vorbim despre o ligă profesionistă. Liga a treia este o ligă profesionistă.
Asta și pentru oile care urlau că Steaua joacă la amatori. Uitați că nu mai joacă la amatori, acum joacă într-o ligă profesionistă. O să fie alt mediu. Și băieții lui Oprița o să trebuiască să se adapteze rapid, pentru că 24 de zile, în 29 august începe nouă sezon. Mi se pare foarte puțin. Nici nu știu sincer dacă o să poată să facă față și să joace, pentru că la noi încă stau lucrurile destul de slab în ceea ce privește apărarea împotriva COVID-ului. Magdalena Finiș ne spune așa pe chat, mi-a atras atenția, acum ar trebui să-i cereți scuze lui Hâncu și lui Oprița, cât și lui Miu. Nu. Conducerea Stelei, jucătorii și antrenorii încă nu au ce să ne ceară nouă suporterii. Ca să fiu așa un pic mai clar, uralele, încurajările pe care le-au primit până acum de la noi, acestea au fost date cu împrumut. Nu sunt ale lor. Cât Steaua este în orice ligă, în afară de Liga 1, toate aceste încurajări sunt date cu împrumut. Noi, suporterii, nu le datorăm lor nimic, asta trebuie să-și bage în cap neapărat. Neapărat. Ei ne datorează nouă. Cu cât timp, cu cât stă Steaua mai mult timp în ligile inferioare, cu atât devin ei mai datornici față de noi. Scuze, nu avem de ce să-i cerem lui Hâncu. Hâncu încă n-a demonstrat că merită la Steaua. Lui Oprița nu avem ce scuze să-i oferim, că nici nu l-am criticat așa de tare. Nici nu cred că l-am criticat de altfel. Miu nici atât. Dacă ne-am supărat pe faptul că cei doi au refuzat anul trecut să ia toate măsurile pentru ca Steaua să fie înscrisă în Liga a treia, păi... pe drept ne-am supărat. Pentru că am mai zis din nou, gândiți-vă, imaginați-vă acest scenariu, da? Steaua se înscria în Liga a treia și la începutul COVID-ului era pe primul loc. Poate că acum eram în Liga a doua, din oficiu. Cine știe? Nu știi. Orice s-ar fi putut întâmpla. Da? În orice caz, oricum ar fi stat lucrurile, la sfârșitul sezonului, dacă n-am fi promovat, am fi fost tot în Liga 3. Acum suntem acum în Liga 3. Deci nu avem ce să facem aici. Oamenii trebuie să înțeleagă, oamenii din club trebuie să înțeleagă. Nu, noi nu le datorăm lor nimic. Ei ne sunt datori nici noi. Datori vânduți. Deci tot clubul Steaua, toți angajații clubului Steaua ne sunt datori vânduți. Pentru că atât timp cât ei țin un club de nivelul Stelei în ligi inferioare, ei n-au ce pretenții să emită. N-au absolut nicio pretenție. Și nu mă refer doar la echipa de fotbal. Vedeți că stăm foarte prost și la celelalte sporturi. Că noi mai câștigăm la polo sau ce, mă scuzați, la polo, campionatul de polo al României este foarte slab. Că reușim să ne impunem acolo, asta n-ar trebui să fie neapărat un motiv de mândrie. Ce facem la rugby? Ce facem la hockey? Ce facem la handball și la basket? Haideți să discutăm despre aceste sporturi. La volei masculin, Cârlan ne-a retras forțat anul trecut din Liga 1 și ne-a băgat în Liga 2. Acum am reușit să promovăm din nou în Liga 1. Am pierdut un sezon, prieteni. Am pierdut un sezon pentru că ăsta a fost moftul unui conducător. Nu. Noi nu le datorăm lor nimic. Ei ne datorează nouă. Ei ne datorează nouă. Și ca să nu fiu înțeles greșit, atât Oprița cât și Miu se bucură de susținerea noastră în acest moment. Apreciăm munca pe care ei au depus-o și vrem ca ea să continue la Steaua. Am și selectat o declarație de a lui Iulian Miu, care, din nou,
Mi-a plăcut foarte mult. Iulian Miu ar trebui să fie conducător, să ocupe o poziție de conducător în club. În orice caz ar trebui să fie team manager, director sportiv, nu știu, orice. El ar trebui să reprezinte Steaua, el ar trebui să fie vocea echipei de fotbal, pentru că le spune foarte bine. Și ce a zis Miu astăzi după meci? A zis așa, era important să promovăm, mai ales pentru acești suporteri minunați. Dar la cum au mers lucrurile împreună cu colegii mei din stafful tehnic, s-a dovedit că am lucrat foarte bine în acest sezon și n-am avut nicio emoție în acest meci. Eram conștient de valoarea jucătorilor. S-a format un grup frumos care a crezut în șansa sa și care a înțeles pe deplin ce înseamnă Steaua. Foarte important ce a spus Miu aici. Au înțeles pe deplin ce înseamnă Steaua. Acest lucru le-am cerut noi, suporterii, încă de la început. Când am discutat despre Oprița și despre echipa pe care vrea să-și o facă, așa am zis. Ei trebuie să înțeleagă ce înseamnă Steaua, trebuie să înțeleagă care este cerința la Steaua, da? Care sunt responsabilitățile pe care ei și le asumă când vin la Steaua. Și au făcut acest lucru. Continuă Miu și zice, vreau să-i felicit pe jucători, pe suporteri, pe toți cei care au avut încredere în noi și ne-au susținut. De la cel care tunde gazonul până la comandant. Vedeți? Aici se vede diplomația omului și de aici trebuie să tragă cineva concluzia că omul ăsta este potrivit pentru a reprezenta Steaua, pentru a vorbi în numele Stelei. Următorul pas este promovarea în Liga a doua, zice Miu. Vedem ce ne rezervă viitorul apropiat, apoi vedem dacă ne vor mai trebui jucători noi. Da, bineînțeles, trebuie să-i testeze și pe jucătorii ăștia pe care i-au luat deja, pe Chipirliu, pe Dean Beța, pe Wallace, să vadă care-i treaba cu ei, să vadă dacă mai au nevoie și de alți fotbaliști pe alte posturi. Eu cred că e nevoie. Eu cred că încă mai avem zone slabe în lot. Puncte slabe care ar trebui înlăturate și înlocuite cu jucători mai de Doamne ajută. Sigur, nu este corect din partea mea să critic astăzi echipa, mai ales după ce a obținut promovarea și nici nu o să o fac, pentru că o să las probabil pe mâine sau pe vineri, când o să fac o nouă emisiune și o să discutăm despre acest subiect împreună cu Adi Doi. Însă, pe scurt, clar, și Miu zice că va avea loc o evaluare. Da, și e normal să aibă loc o astfel de evaluare, pentru că, din nou, Steaua nu este orice club. La Steaua, ca să îl citez pe Traian Cazacu, locul 2 e locul 22. Nu contează. Numai locul 1 contează la Steaua. Și asta trebuie să înțeleagă toți. Bogdan Constantin zice, din istorie, păi acum 20 de ani clubul Steaua a dominat pe toate sporturile, au avut rezultate olimpice cu medalii de aur și tu zici că el are rezultate istorice acum. Ce? 3 victorii la spadă? Altceva. Bogdan critică realizările, ca să spun așa, ale comandantului Hâncu. Nu sunt realizări. Nu, în niciun caz. În niciun caz nu sunt realizări și nu i-am mai spus. Noi la Steaua Liberă am avut un articol în care am criticat încercările comandanților Stelei de a-și face imagine pe spatele sportivilor de la sporturi individuale. Cei de la sporturi individuale nu sunt susținuți de club cum ar trebui. Unii sunt, într-adevăr, unii sportivi sunt, dar cei mai mulți nu sunt. Și chiar și cei care sunt susținuți de club, să știți că de cele mai multe ori singuri își fac antrenamentele. Vă dau un singur exemplu, Michi Buzărnescu. Ați văzut-o să se antreneze prin complexul sportiv Steaua? Nu. Se antrenează tot în alte părți. Asta în condițiile în care clubul Steaua scoate la închiriere terenurile de tenis. Nu e normal. Nu e normal.
Ne batem joc de sportivi. Deci de asta am spus, ar trebui să o lase mai moale conducătorii clubului nostru cu pozele și cu băile de mulțime și așa mai departe. Ei încă nu au demonstrat nimic. Prieteni, fac o paranteză și vă spun că în descrierea acestui videoclip noi avem un link către Google Hangouts. Eu l-am deschis aici și acest Google Hangouts din Chrome, bineînțeles, mănâncă o grămadă de resurse. Dacă nu o să vrea nimeni să intre și să discute cu mine despre meciul de astăzi, eu l-aș închide. Îl mai las un picuț, dacă nu intră nimeni o să-l închid, pentru că probabil că auziți și voi ventilatorul cum face aici, stă să-și ia computerul având și să zboare de aici la cât de tare merge acest ventilator, pentru că Chrome consumă o grămadă de curent. Magdalena Finish zice, nu dragule, mă refeream la sporturile de iarnă de la Predeal, de unde el vine. Sanie, biatlon, bob, aș include și alergare mântare. Foarte bine, pe mine, noi nu ne interesează acest lucru dacă Mădălin Hâncu este un expert în sporturi montane, poate să stea liniștit la centru montan acolo și să se ocupe de aceste sporturi, nu este absolut nicio problemă. În aceste 6 luni cât el a fost la Steaua, el nu a făcut absolut nimic pentru club. Ba, a făcut și câteva gafe impardonabile când a ieșit și a dat acele declarații în care s-a lăudat că el o să protejeze imaginea clubului Steaua. Și chiar la o săptămână distanță, Fotbal Club FCSB a folosit imaginea clubului nostru pentru a atrage fani și a câștiga bani. Deci aia a fost o gafă foarte mare din partea domnului Hâncu. Altă gafă a fost, bineînțeles, acea declarație prin care a spus că Florin Talpan nu vorbește în numele clubului atunci când Florin Talpan încerca să-i facă bine clubului Steaua. Și foarte bine că Florin Talpan a făcut ce a făcut, pentru că eu încă sunt de părere că dacă noi am fi jucat în play-off-ul AMFP, AMFP ar fi găsit o soluție ca să ne încurce din nou. Noi nu o să realizăm poate niciodată cât de bine e că am scăpat în acest an de Asociația Municipală de Fotbal București, care este poate mai coruptă și mai murdară decât FRF-ul. Nu știu dacă se poate așa ceva, dar dacă se poate, atunci sigur AMFB este acea asociație care este mai coruptă decât FRF-ul. Ați văzut? Stați că văd aici, Skyline îmi scrie, Adi, poți verifica site-ul UEFA să ne spui ce părere ai de noile modificări? Păi stați un pic, că nu știu despre ce este vorba. Mă gândesc că vorbiți despre pagina FCSB-ului de pe site-ul UEFA. Haideți că intru un picuț acum. Aoleu! Dar ce s-a întâmplat aici? Fotbal Club FCSB pe site-ul UEFA. Numai... are nimic în palmares? Stați un pic să investighez, nu vreau să mă hazardez, nu vreau să mă grăbesc. Vreau să verific mai îndeaproape acest lucru. Mă, care dintre voi ați stricat site-ul UEFA și ați distrus palmaresul, în ghilimele, al FC FCSB-ului? Răilor, cum faceți voi așa? Nu vă este rușine să vă luați de echipa favorită a tuturor oamenilor din FRF? Da. Măi, prieteni, nu știu cum să vă spun, dar așa se pare, a dispărut de pe site-ul UEFA, fabulos, palmaresul pe care îl fura faimosul Fotbal Club FCSB, singura echipă din lume a cărui nume este format numai și numai și numai din consoane. Excepțional! Nu știu care dintre voi a făcut asta, dar felicitări!
Și o să încerc și eu să pun o poză. Nu o să începem să ne mințim. Nu știu dacă FRF o să acționeze la fel, vă spun de pe acum. Nu vreau să vă fac speranțe. E posibil ca în ciuda deciziilor judecătorești care vor veni în ceea ce privește procesul pentru Palmares, FRF să continue să le ignore. Ăștia sunt și din păcate nu prea avem ce să le facem, pentru că v-am spus, Federația Română de Fotbal este o firmă privată, la ei în campionat pot să facă absolut tot ce vor. Faptul că UEFA a făcut această modificare pe mine mă face mai degrabă suspicios, să știți. Pentru că totul s-a întâmplat exact cum am intuit că o să se întâmple, pe ascuns. Și asta îmi spune mie că ei vor încerca cumva să salveze FCFCSB și în cazul în care FCFCSB va pierde definitiv și irevocabil Palmaresul Stelei. Da? Adică și în cazul în care nu va mai exista nicio îndoială că Palmaresul Stelei nu este la FCFCSB, s-ar putea ca prin această mișcare, da, ei să încerce să mușamalizeze tot. Să zică, da, domnule, dar care e problema? Aia n-au Palmaresul. Da, dar oricum nu l-aveau trecut la noi pe site. Deci care e problema? A, păi voi vreți să-i dezafiliem? Nu, asta nu o să se întâmple. De ce nu o să se întâmple? Păi au câștigat cupa, celelalte cluburi îi iubesc, etc., etc. Ați văzut și voi doar cât de prost stă fotbalul românesc în acest moment și cât de murdar este fotbalul românesc în acest moment. FRF și LPF se dau peste cap ca să-i facă pe plac dinamoului lui Negoiță, ca dinamoului Negoiță să nu meargă la TAS sau să nu dea în judecată FRF pentru că i-a dat cupa FCFCSB-ului. Iar FRF i-a dat cupa FCSB-ului pentru că știe că dacă FCFCSB nu prinde cupele europene și nu are nicio șansă să fure bani, da? Să bage bani nemeritați în buzunar, FCFCSB se desfințează. Deci așa stau lucrurile. Așa stau lucrurile. Dacă vă aduceți aminte, în discuțiile pe care le-am purtat cu Adi 2, am spus de mai multe ori că s-ar putea ca FRF și UEFA să încerce să rezolve pe ascuns problema palmaresului și să facă totul să dispară, să spună, băi, dar nici nu s-a întâmplat vreodată ca noi să considerăm că FCFCSB e steaua. Să nu vă surprindă dacă o să fie așa. Pentru că exact așa s-ar putea să fie. Altă soluție FRF nu are. Dacă FRF va fi obligat să recunoască că ei au acceptat o echipă falsă direct în Liga 1, că ei au ținut atât de mulți ani o echipă falsă în Liga 1, că acea echipă falsă a câștigat trofee și a luat locuri pe care le-ar fi meritat alte echipe în cupele europene, dezastru ar fi enorm pentru FRF. Da? De aceea, eu cred că ei o să încerce să ascundă totul și ăsta ar fi primul pas. Mă uit în continuare, nu văd absolut niciun palmares trecut în dreptul FCFCSB-ului. Mă uit rapid să văd dacă și alte echipe au la fel sau dacă există palmares trecut pentru alte echipe. Noul site UEFA, să știți că nu merge foarte bine, este destul de slăbuț. Hai să trecem la, nu știu, una din echipele mari. Dacă aș și putea, bineînțeles. Merge foarte greu. Merge foarte greu, este un site contraintuitiv, nu știu, nu-mi dau seama unde ar trebui să intru de pe prima pagină ca să găsesc aceste informații despre echipe. Foarte slab, nu știu cine le-a făcut site-ul. Ia să vedem, Member Associations. Intrăm la OK Scotland, că este una mai cunoscută. Hai să vedem Rangers, care totuși este echipa din Europa cu cele mai multe titluri naționale. Hai să vedem dacă găsim.
No, e foarte greu găsești cluburile din această asociație, deși n-ar trebui să fie greu de găsit. Din nou, rău, foarte rău organizat acest site. Ok, nu mai petrec timp aiurea, nu-mi dau seama, nu o să pierd vremea, pentru că mai bine discutăm despre alte subiecte decât să-mi pierd vremea aici. Nu găsesc. Cel mai bine este să încerc pe Google. Rangers UEFA. Așa, hai să vedem. UEFA.com, Rangers, perfect. Da. Hei, uite că pagina lui Rangers este totuși diferită. Da? Și ăștia au aici și niște statistici. Da, nu găsesc palmares. Deci, că au scos palmaresul aia, se pare că au scos pentru toate. Na, nu, oricum, nu conta, n-a contat niciodată pentru noi ce scrie pe site-ul UEFA, știți foarte bine. Contează ce spune justiția și contează ce spun actele. N-are rost să stăm acum și să ne punem speranța în UEFA, FIFA sau FRF, care sunt niște asociații foarte, foarte mizerabile și foarte corupte. Eu o să mă întorc la meciul de astăzi și o să citesc și declarația dată de Daniel Oprița, care a și zis: nu o să am vacanță. Da? Nu ar fi trebuit să avem probleme, mai ales la lotul pe care îl aveam. Jucătorii de valoare cu meciuri la Liga 1, mulți dintre ei. Trebuie să ne bucurăm. Erau așteptări foarte mari, mai ales că ultimii 2 ani se ratase promovarea. Doar azi și mâine o să stau, practic, nu o să am vacanță. Trebuie să ne gândim la jucători tineri. Avem nevoie de juniori pentru a respecta regulamentul. Ne punem pe treabă. În mare, echipa e formată. Trebuie să mai completăm cu câțiva juniori. Ne așteptăm ca fanii să fie alături de noi. Ne-au spus că ne așteaptă în Ghencea. Sunt extraordinari. Au făcut atmosferă în această perioadă în care nu e foarte multă libertate din cauza acestui virus. Le mulțumim că sunt alături de noi. Nu știu dacă o să putem juca pe noul stadion din turul Ligii 3, dar avem alt teren destul de bun. Nu ne grăbim, așteptăm să fie gata. Vrem să mergem cât mai departe în Cupa României, să aducem echipe din Liga 1. Am încredere că putem. Steaua FCSB, Steaua Rapid, Steaua Dinamo sunt meciuri pe care ne dorim să le jucăm, a anunțat Oprița. Foarte bine pentru el că a înțeles în sfârșit că el este antrenor la Steaua și că Fotbal Club FCSB este o altă echipă. Însă m-a deranjat un pic ce a spus în prima parte a declarației legat de juniori. Că trebuie să completeze cu juniori echipa. Și de ce m-a deranjat? Pentru că noi am avut câțiva juniori destul de buni anul trecut. Giovanni Petcu, Răzvan Mirea și mulți alții care au fost dați afară la sfârșitul anului trecut. Adică la începutul sezonului acesta. Da? Și nu înțeleg nici acum de ce s-a întâmplat acel lucru. Că au dat afară foști jucători de la echipa de seniori, asta este ok, e de înțeles. E vorba despre fotbaliști care nu și-au îndeplinit obiectivul. Însă juniorilor ce le-ai putea reproșa? Mi s-a părut ciudat și mi se pare ciudat și acum că Steaua i-a îndepărtat pe acei sportivi. Erau sportivi cu un mare potențial de creștere, erau tineri. Ar fi trebuit să încerce să-i mai țină. Așa. Am intrat pe sport.ro la sugestia unuia dintre urmăritorii noștri din această seară și văd din nou o știre legată de cutremur, ci că vine cutremurul Steaua FCSB. Detalii de ultima oră după promovarea Stelei. Cum ajunge FCSB să joace pe stadionul de unui... Hai să vedem, ok, o să mușc. Prima echipă a FCSB are șanse mari să joace pe noul stadion Steaua.
Prima echipă a FCSB care are șanse mari să joace pe noul stadion Steaua nu e cea din care fac parte Flaviu Stănase, Man și Coman. Puștii din Academia FC FCSB pot întâlni Steaua pe noua ei arenă din Ghencea în sezonul viitor. Promovată în C, Steaua va fi aproape sigur repartizată în aceeași serie cu FC FCSB 2, unde antrenor va fi Vintilă în campionatul următor. Ok, dar am înțeles un debat ei. Singura problemă este că Academia FCSB este o altă echipă, nu doar în teorie este asociată cu Fotbal Club FCSB. De fapt, această Academia FC FCSB, sau cum dracu îi spune, este echipa lui Vasile, cum îl cheamă, că îmi scapă, Vasile Giambazi. Da? Ea are acea bază în Berceni, dar este un club total diferit. Este un club cu alt CIS, are numele asemănător, dar cam atât. Dumitru Alexandru vine și mă completează pe chat și spune că Giovanni Petcu este acum fotbalist la Progresul Spartac. Da, mai mulți jucători de Astele, fost jucători de Astele, au plecat la echipe din eșaloane superioare. Da, asta este acum, n-avem ce să facem. Cum am zis, pe mine m-a deranjat când au fost dați afară acei juniori și foarte tare mă deranjează acum când Oprița vine și spune că are nevoie de juniori. Ok, a fost o eroare în cazul acesta. A fost o foarte mare eroare să dai afară acei juniori. Îi puteai împrumuta. Îi puteai da să joace la alte echipe și acum să-i aduci înapoi și să-i folosești pentru Liga a treia. Nu înțeleg de ce au fost dați afară. Aceea a fost o eroare de judecat, o mare greșeală, din care eu sper ca ei să învețe din nou. Să învețe și să nu mai repete pe viitor aceste greșeli. Așa cum am spus, e foarte scurt timpul de pregătire. Avem 24 de zile ca să pregătim un sezon. Și bineînțeles, Oprița a zis că o să fie una-două zile de concediu pentru oameni. Acum, după acest meci, ok, o să aibă oamenii în jur de 3 săptămâni, ca să zicem așa, ca să pregătească noul sezon. Și e foarte important ca ei să-l pregătească bine. E foarte important ca ei să-l pregătească bine. Pentru că, din nou, nu ne permitem să pierdem aiurea timpul în Liga a treia. Nu ne permitem nici măcar în Liga a doua, dar cu siguranță nu în Liga a treia. Nu există, din punctul meu de vedere, diferență valorică între Liga a treia și Liga a patra. Mă refer la valoarea competiției în sine, da? Nu la valoarea echipelor care joacă în această competiție. Evident că există valoare, diferență între valoarea echipelor din Liga a treia și valoarea echipelor din Liga a patra. Dar Liga a treia este cam la același nivel cu Liga a patra, că nu câștigi prestigiu stând petrecând ani întregi acolo. Steaua trebuie neapărat să treacă peste această Liga 3 și o să vedem, poate că în Liga a doua o să fim un pic mai îngăduitori cu acești fotbaliști și antrenori. Și spun acest lucru doar dintr-un singur motiv. Liga 2 tinde să devină mai interesantă decât Liga 1. Da? Sunt foarte multe echipe cu nume în Liga a doua, în timp ce în Liga 1 sunt echipe fără nume. Echipe fără nume care sunt deținute de primari, de șmecheri, de interlop și așa mai departe. S-ar putea să fie mai interesant să joci în Liga a doua decât în Liga 1. S-ar putea. Nu știu. În orice caz, vom vedea în momentul în care ajungem acolo, pentru că în acest moment noi suntem de-abia la prima etapă a Ligii 3. Și dacă oamenii noștri se pregătesc așa cum trebuie, dacă mai fac câteva transferuri, dacă își fac și un program serios între tur și retur, ca să poată să facă și o pregătire bună, să mai aducă și alți jucători, etc., etc., și poate, de ce nu, să joace returul de campionat pe noul stadion Steaua, s-ar putea ca și peste un an să fim fericiți.
în jurul acestei date, da? Peste un an să sărbătorim promovarea în Liga a doua. Și atunci chiar o să avem voie să fim fericiți și să ne bucurăm, pentru că totuși Liga a doua, chiar dacă nu este de Steaua, este totuși o ligă mai serioasă, unde o să avem parte și de televizări ale meciurilor și de adversari cu nume, și o să fie mult mai mult interes pentru tot, din partea sponsorilor, din partea suporterilor, de peste tot. Cu această publicitate, ca să spun, în plus, pe care ne va aduce participarea în Liga a doua, poate că vom reuși să rezolvăm și problemele pe care le avem în justiție. Asta presupunând că o să mai avem în acel moment problemele pe care le avem acum în justiție. Da? Mă refer la procesele pe care le avem cu Fotbal Club FCSB. Atuul Fotbal Club FCSB-ului întotdeauna a fost faptul că Fotbal Club FCSB este mult mai vizibil. Clubul Steaua nu a fost în acest duel cu echipa lui Becali la fel de vizibil. Așa cum am spus, conducătorii noștri tac, încasează, îl lasă pe Becali să formeze opinii, îl lasă să-și spună doar părerea lui. Ei nu spun nimic, nu îl combat, și de asta mulți oameni se trezesc să spună: da, băi, prietene, păi are dreptate Becali. Că dacă n-avea dreptate, ăștia veneau și ziceau că n-are dreptate, dar având în vedere că n-au zis nimic, e clar că are dreptate. Așa gândesc foarte mulți oameni. Și n-avem ce să facem. Ăsta este suporterul în România. Suporterul în România este foarte schimbător. Suporterul în România este nu foarte loial, din păcate. V-am zis, am primit informații că după meciul cu Argeșul Mihăilești, la un bar din Berceni, un grup de suporteri FCSB-iști a spus: domne, de la anul noi mergem la ăștia. S-au uitat oamenii la meci, au văzut meciul, au văzut că Steaua este favorită la promovare și au zis: mai are rost să stăm noi cu Flaviu Stănase și panoramele astea? Nu. O să mergem la ăia. Mai ales că acolo sunt și suporterii ăștia mai frumoși. Acolo ăia sunt curați, ăia n-au cioban, nu-i umilește nimeni, n-au probleme cu antrenori, cu din ăstea. Sunt suporterii de încredere? Nu. Sunt loiali? Nu. Cel mai probabil o să întoarcă armele și împotriva Stelei, cum le-au întors împotriva FC FCSB-ului. Odată trădător, pe veci trădător, asta să fie clar. Însă cam ăștia sunt suporterii în România. Da? Foarte puțini sunt cei care se interesează singuri să vadă cum stau lucrurile. Aici, pe Steaua Liberă, în comunitatea asta noastră, cred că sunt toți acești suporteri care fac lucrurile acestea. Acum o să mă apropii de încheiere și o să discut un pic despre suporteri. Dar nu despre suporterii steliști, o să discut acum despre suporterii altor echipe. Ați văzut ce s-a întâmplat astăzi cu FCR-ul, da? Cum am zis noi, FCR nu este Rapid. Normal, doar actele ei spun că s-a înființat FCR, s-a înființat în 2018. Cum dracu să fie FCR Rapid când s-a înființat în 2018? Ei au zis că au cumpărat o marcă. Uite că n-au cumpărat, că FCR Rapidului Copos, da? Pe societatea aceea pe acțiuni pe care Copos a băgat-o în faliment, acea societate n-avea niciun drept să comercializeze o marcă pe care n-o deținea. FC Rapid S.A. a lui Copos nu este Rapid București. Acel club înființat în 1923 de către comuniști este bine mersi și în ziua de astăzi, doar că nu are echipă de fotbal. Dacă vreți să-l căutați, îl puteți și găsi. Se numește Clubul Sportiv Rapid București. Atât de simplu. Îl găsiți în același loc în care găsiți și Clubul Sportiv Dinamo București. Dați-mi voie să vă spun. Și o să trec acum de la suporterii rapidiști care plâng în hohote pentru o echipă care nu este Rapid, la suporterii dinamoviști care pornesc cruciade pentru o echipă care nu este Dinamo.
Ei vor să salveze echipa lui Negoiță, dar de ce? Vor să o țină în Liga 1, dar de ce? Dacă ei ar fi suporteri adevărați, ei ar lăsa acea clonă infectă să moară. La fel cum rapidiștii ar lăsa FCR-ul să moară. La fel cum FCSB-iștii ar lăsa FCSB-ul să moară. Pentru că aceste echipe sunt echipe false. Aceste echipe sunt înființate în ultimii 20 de ani, prieteni. În ultimii 20 de ani ele n-au nicio legătură cu cluburile adevărate. Dar le parazitează imaginile. Atât. Le parazitează imaginile. Iar dacă suporterii încurajează acest comportament de parazit și susțin aceste echipe parazit, aceste echipe nu vor dispărea niciodată. În România calitatea suporterului este foarte slabă. Asta este adevăr. De asta cei mai mulți suporteri, în ghilimele steliști, sunt la Fotbal Club FCSB. Pentru că ei nu s-au interesat singuri, nu s-au informat singuri să vadă, hei, chiar este Fotbal Club FCSB Steaua? Chiar e adevărat ce spune Gigi Becali? Sau au dreptate ăia la alți care, uite, nu numai că au numele Steaua, dar joacă în Ghencea, au acte care arată că au fost înființați în 1947, au toate emblemele stelei, sunt susținuți și de cele mai multe glori steliste. Nu, ei nu vin să facă chestia asta. De ce? Pentru că nu sunt suporteri adevărați. Nu sunt suporteri adevărați. Ei nu vor să muncească pentru echipele astea despre care ei spun că le sunt dragi. Nu vor. Și am zis că le sunt dragi pentru că nu vreau să folosesc cuvântul iubire. Nu poate să existe iubire pentru un club care nu te interesează. Fotbal Club FCSB-iști sunt Fotbal Club FCSB-iști poate 90 de minute pe săptămână, dar nici atât. Că dacă Fotbal Club FCSB ia bătaie, s-ar putea ca FCSB-istul să închidă televizorul și să nu mai fie interesat în restul săptămânii de echipa sa. Câte minute au trecut de la startul meciului până când el a închis televizorul? Păi 17. Asta este. A fost în săptămâna asta interesat 17 minute de echipa lui. Nu se poate spune că o iubește. Nu, în niciun caz. În niciun caz. Da. Asta este, asta. Fotbalul românesc, din păcate, nu cred că o să se refacă și că o să-și revină la ceea ce a fost înainte de 2000, prea curând. Înainte de 2000 încă era ok fotbalul nostru. După 2000 a început să se ducă totul dracului. Dar nu o să-și revină lucrurile prea repede. Nu o să-și revină pentru că aceste clone infecte, aceste echipe parazit sunt în continuare ținute în viață. Din păcate, chiar de suporteri. Chiar de suporteri. Și e greu de înțeles pentru că ei văd cu ochii lor că aceste echipe nu joacă fotbal. Ei văd că aceste echipe sunt doar niște surse de finanțare pentru niște personaje cât se poate de dubioase. Însă ei acceptă acest lucru. Poate și pentru că se identifică cu aceste personaje dubioase. Sau dacă nu se identifică și-ar dori să fie ca aceste personaje dubioase. Nu știu, nu e treaba mea acum să știu. E foarte important să ai la clubul tău suporteri de calitate. Este foarte important. Pentru că atunci când ai la clubul tău suporteri de calitate, chiar dacă ratezi 2 ani la rând promovarea în Liga a 3-a, ei rămân lângă clubul. Ei rămân lângă club. Nu este un lucru puțin, să știți. Noi, steliștii ăștia, cât suntem? Puțini, așa cât suntem. 20-30 de mii, cam atâta. Suspectez eu că am fi în țară. 20-30 de mii. Noi am stat lângă echipa asta și stăm lângă ea. Și e foarte important că stăm. Om avea noi vreun merit pentru promovarea echipei? Nu știu să vă spun.
Cel mai probabil nu. Că n-am jucat noi. Și a mai venit și treaba asta cu COVID-ul și n-am prea putut noi să stăm în tribune. Iar când am stat în tribune, să fim serioși, celelalte echipe n-aveau suport. Nu pot să spui că a fost ceva ce a influențat decisiv. Nu. Probabil că Steaua s-ar fi descurcat la fel de bine și cu suporterii lipsă, cu tribunele goale. Dar aici este punctul tare, da? Chiar dacă prezența suporterilor la stadion nu a contat, suporterii tot s-au dus. Și hai să nu vorbesc doar despre stadion aici, că nu-i corect. Hai să vorbim și despre suporterii care stau alături de echipă din alte zone. E important și că ei fac acest lucru. Sunt absolut sigur că oameni, de exemplu, care locuiesc în Anglia, steliști care locuiesc în Anglia, dau un exemplu așa, ar putea să abandoneze fotbalul din Liga a 4-a din România pentru fotbalul britanic. Să zică, bă, nu mă mai interesează de acum înainte fotbalul românesc și îmi iau eu o echipă din Anglia. Nici nu trebuie să fie una din Premier League. Poți să iei una din a treia divizie, nu e absolut nicio problemă. Fotbalul din a treia divizie englezească este fenomenal. La an lumină distanță de ce se joacă în România. Deci poți să-ți iei o echipă acolo, te duci, îți cumperi un abonament și stai liniștit, fericit și vezi și fotbal încurajezi echipa, ai parte și de atmosferă frumoasă făcută de fani adevărați. Deci, vedeți, se poate. Dar acești suporteri stau lângă echipă. Și asta nu vor înțelege rapidiștii și dinamoviștii care susțin acele echipe paraziți. Și în niciun caz nu vor înțelege fucăsăbiștii acest lucru. Ne-am bucurat, a fost bine că ne-am bucurat, dar hai totuși să nu ne bucurăm prea tare pentru promovarea în Liga a 3-a. Promovarea în Liga a 3-a este doar un pas. Mai avem până la final. Eu zic să ne bucurăm, dar să nu sărbătorim prea tare. Să sărbătorim mai tare la final. Acum, să-i încurajăm pe băieți, să-l încurajăm pe Oprița, să-l încurajăm pe Miu, să-l încurajăm și pe Gabi Poștină, că a venit și el acum din sezonul următor să facă parte și el din staff. Trebuie încurajați cu toții ca să aibă un sezon 2020-2021 cât mai bun. Și cu aceste rezultate bune în acest nou sezon, să sperăm că ne vor duce în Liga a 2. Important este, așa cum zice și Dumitru Alexandru, e bine că am scăpat de AMFB. E foarte bine că am scăpat de AMFB. Foarte bine că am scăpat de AMFB. Să vedem însă că acum am scăpat de dracu, dar s-ar putea să fi dat de taxul. FRF-ul nu este în niciun caz mai curată ca AMFB-ul. Mircea Zanfir întreabă dacă am habar când se anunță seria din care vom face parte. Păi ar trebui să se anunțe în zilele următoare. Că nu mai este timp. Nu mai este timp, trebuie să anunțe. Da. Bun, prieteni, o să pun capăt aici emisiunii. Am vorbit despre mai multe lucruri și un pic pe lângă subiect. Și pentru că o să mai facem încă o emisiune, da? O parte a doua la această primă emisiune în care o să fie prezent și Adi 2. El nu a putut astăzi, v-am spus, am fost amândoi foarte ocupați. Eu am ajuns mai târziu acasă, el a continuat să fie ocupat și nu a putut să intre. Dar ne revanșăm în zilele care vor urma. Vom intra și vom face o emisiune așa cum trebuie despre această promovare și despre ce va urma în Liga a 3-a. Pe final, ca de obicei, eu vă spun, deși aici suntem pe Facebook, să intrați și pe YouTube și să ne dați un subscribe acolo, să vă abonați la noi și pe YouTube,
pentru că v-am spus că o să încercăm să tot schimbăm între ele YouTube-ul și Facebook, așa ca să fim prezenți pe ambele. În orice caz, această emisiune o să fie descărcată după ce va fi procesată de Facebook și urcată și pe YouTube, pentru cei care poate că sunt mai obișnuiți cu acea rețea de socializare și preferă să asculte de acolo emisiunile sau nu știu. Ce vreau să mai zic? Da, abonați-vă pe YouTube, apăsați și butonul acela de clopoțel ca să fiți informați de fiecare dată când urcăm un videoclip. Am văzut astăzi că cineva a scris că ne mulțumește pentru videoclipul pe care l-am făcut săptămâna aceasta despre rapidiști și noi îți mulțumim, ne bucurăm că v-au plăcut acele videoclipuri, o să încercăm să facem și altele. Eduard Boglis sau Boglis ne scrie: seara plăcută, Steaua Liberă, faceți o treabă excelentă, vă salut și noi îți mulțumim pentru apreciere. Este foarte bine, ne simțim foarte bine când vedem că ne scrieți așa, dar vă spun sincer, eu sunt un pic trist că astăzi n-ați intrat cu mine pe Hangouts. Dar poate data viitoare să intrați și să discutăm un pic despre aceste meciuri, să vă spuneți și voi părerile voastre și să vedem ce ar trebui să facă în continuare Steaua în Liga a 3-a. Urmăriți-ne pe YouTube, am zis, urmăriți-ne pe Facebook, urmăriți-ne pe Instagram, urmăriți-ne și pe site, bineînțeles. Pe final vreau să le mulțumesc sponsorilor noștri, oameni care ne-au susținut și care ne susțin pe Patreon și care fac posibile emisiunile noastre prin donațiile lor. Îi mulțumesc lui Eric Gross, îi mulțumesc lui John John, le mulțumesc și lui George 92, Cristian Neculae, Rareș Bodnaru, Alex 1947, Sensei, Cristian Tănase și Alexandru Tofan. Vă mulțumim, prieteni, vă mulțumim că ne susțineți și cu donații și că ne susțineți și moral. V-am spus, ne motivează foarte mult de fiecare dată când vedem că sunt atât de mulți oameni care se bucură de materialele pe care noi le oferim și că interesul pentru Steaua crește. Ne bucurăm când vedem mai ales steliști tineri care nu vin și ne spun că de la voi am învățat și de acum țin cu Steaua. Nu. Când vin și ne pun întrebări. Ne bucurăm foarte mult când vin tineri și ne pun întrebări. De ce este Steaua? Îmi poți arăta cum stau lucrurile? Îmi poți arăta un document? Îmi poți arăta ceva? Dar ce înseamnă documentul ăsta? Dar de ce? Dar cum stă treaba cu preluarea? Cum stă treaba cu privatizarea? E foarte bine când vin tineri și pun întrebări, pentru că dacă acești tineri sunt curioși, o să și găsească răspunsuri la întrebările pe care ei le tot pun. Și când o să găsească răspunsuri, o să tragă singur niște concluzii. Apoi o să vedem dacă vor forma ei noua generație de suporteri steliști sau nu. Eu zic că sunt șanse foarte mari să fie chiar așa. Pe final, prieteni, vă rog frumos să-mi dați voie să mai încerc să pun intro-ul încă o dată. Însă, în cazul în care nu merge, eu îmi cer scuze. A fost o zi bună pentru noi. Ne putem duce la somn fericiți. La anul vom juca în Liga a 3-a. Steaua și-a îndeplinit obiectivul la fotbal în acest an. Dar n-avem, așa cum v-am spus, prea mult timp liber. 3 săptămâni de relaxare, după care din nou la treabă. Așa că, prieteni, vă las să mergeți la somn ca să puteți să vă odihniți și ca să vă puteți întoarce la treabă cât mai repede. Vă spun noapte bună și ca întotdeauna, forța Steaua!